Wow, deja înregistrează. Salutare! Mă întorc de la paradă, unde nu am reușit să văd mare lucru, pentru că era foarte, foarte multă lume care se înghesuia acolo în primele rânduri. Plus de asta mi-au înghețat mâinile, degetele mele. Dacă m-ar vedea, mama ar râde de mine și de mânușile mele. Dar ieri m-am întâlnit cu Alexandru, cu soția lui Alexandra și cu fetița lor minunată. Voi pune linkurile lor de Instagram și vlogul lor care se numește altceva. Ieri, printre altele, Tot timpul ziceam mâine, tot timpul ziceam în weekend stăm împreună, tot timpul ziceam în vacanță o să stăm și mai mult împreună. Și trăiam pentru weekend și vacanță și tot așa o amânam mâine, 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 mâine. Până când a venit o zi în care m-a lovit și mi-a dat seama, bă, dar puteam să mor acum. Și toate chestiile pe care mi le doream să le fac, și toate visele mele și toate pasiunile mele și toate tot ce iubeam să fac, rămânea în mâine, că nu ajung niciodată mâine la... am discutat și despre un challenge, Xmas Challenge, și asta presupune să facem câte un vlog zilnic până la Crăciun. Mie îmi plac provocările, mă motivează foarte tare și cu atât mai mult că știu că sunt implicați în provocarea asta și ei doi. Așa că, mergând pe drum spre casă de la paradă, mi-am amintit că astăzi este prima zi, deci primul vlog. Mă uitam greșit în cameră, așa că am scos telefonul și m-am înregistrat. Vă voi arăta câteva imagini pe care am reușit să le iau de la paradă. Acum merg în casă pentru că mi este foarte, foarte, foarte frig, mi-au înghețat degetele. Vi le mai arăt o dată, asta m-a înghețat mai tare. Voi lucra toată ziua în casă, la căldură, chiar dacă este sâmbătă, zi națională și presupun că majoritatea românilor sărbătoresc. Mi-aleg să sărbătoresc ziua asta națională prin muncă și sunt foarte nerăbdător să vă spun mai multe despre proiectul la care lucrez. Deci, după 3 ore jumătate de editare, pățesc asta. Da, norocul meu că am dat save, pentru că pățesc des asta. Nu am terminat de editat, dar vreau să export o primă variantă pentru a cere feedback. Am ieșit iar afară. Am lucrat câteva ore. N-am lucrat la proiectul la care intenționam să lucrez, ci am editat un clip pe care l-am filmat în urmă cu vreo 2 săptămâni cu Andreea, o să o cunoașteți curând. Andreea este o tipă foarte, foarte conștiincioasă.
acum. Am ieșit afară. Vreau să merg până în centrul vechi să beau un pahar, o cană cu vin. Ne vedem în centrul vechi. Mai gândesc la tine. Alerg pentru că sunt într-o mare, mare întârziere. Mai gândesc. Cât costă arată bine. Si, ciao. Mă mai gândesc la tine. Am reușit să-mi iau și vinul pe care mi-l doream atât de mult. O să vă arăt și pe domnișoara care a fost curată pe mine pentru că am întârziat. Mă mai gândesc. Mă mai gândesc. Ideea de a face daily vlog nu este chiar atât de nouă pentru mine. M-am gândit și în trecut să fac asta, însă mi-amintesc că una din scuzele care au reușit să mă țină pe loc era faptul că temerea de a nu avea ceva de transmis, ceva important de transmis în fiecare zi audienței mele și atunci am zis că nu vreau să plictisesc pe nimeni. Aceeași chestie a revenit acum cu provocarea asta de a face un vlog pe zi până de Crăciun. Țin neapărat să transmit un mesaj în fiecare vlog. Nu încerc să-mi dau seama de care ar putea fi ideea ceea ce am filmat astăzi. Și cred că ceea ce am învățat eu și m-aș bucura să învățați și voi din experiențele altora, deși cel mai bine înveți atunci când greșești pe cont propriu, e faptul că am întârziat. Nu e prima oară când întârzi. Nu sunt cel mai punctual om. Parcă de data asta am simțit-o mai acut pentru că știam că urmează să împărtășesc cu voi. Evident și asta era o opțiune. Nu mă obliga nimeni să o fac, dar tendința mea de a fi sincer și-a spus cuvântul. Așadar, ce am învățat eu din ziua de astăzi? Să nu mai interzi. Încă o dată nu mă uit înspre cameră. Da. Nata, încă o dată scuze pentru întârziere și te provoc să începi și tu un daily vlog.